Bună seara tuturor! Eu sunt Diana Ungureanu și în seara asta vă povestesc așa succint cum am integrat eu A2Z în dieta băiețelului meu, o dietă care era foarte, foarte precară, foarte selectiv, era foarte selectiv la mâncare și atunci eu ca o mamă care aș fi vrut să integrez totul, am început să-l presez foarte mult. Lucru care n-a dus la bine, pentru că în interiorul lui se desfășura un conflict foarte puternic, în sensul că el refuza, eu insistam, ceea ce a dus la stări de rău după masă și chiar vomă uneori. Eu am apelat la A2Z, la Ana, care este aici cu mine, ea m-a sfătuit folosind la rândul ei cu băiețelul ei și atunci l-am folosit împreună cu uleiul de pește, IQ Mega și PB Assist, probioticile de la doTERRA, folosindu-le pe toate trei împreună. Am început în ceea ce privea dieta. Perioada a coincis cu dureri la genunchi, așa numitele de noi dureri de creștere, care am înțeles după aceea că de fapt nu erau de creștere, ci în mintea copilului meu erau niște dezacorduri între ceea ce se făcea el și ceea ce ar fi vrut, discutând cu dânsul și încercând să înțelegem ce se întâmplă, am realizat că la un moment dat el nu se mai ducea cu plăcere la școală. Pentru că acolo, din cauza presiunilor extraordinare pe perioade în care trecem, se punctea foarte tare pe măsurile de siguranță și atunci majoritatea copiilor, printre care și al meu, era foarte stresat din lucrul ăsta. I-am administrat A2Z și uleiul de pește, cât și probioticele în decursul zilei, două comprese de A2Z, una dimineața, una seara, o linguriță de ulei de pește înainte de masă și probioticele, și două pliculețe pe zi la diferență. Nu am fost foarte strictă pe indicații, am ținut cont și de preferințele lui, pentru că uneori era chiar momentul în care refuza. Atunci am încercat să mă adaptez la ceea ce el, la cât era el de disponibil și am reușit să parcurgem perioada respectivă, administrându-i tot ceea ce ar fi trebuit. Discutând cu dânsul în mai multe rânduri despre aceste dureri la genunchi, încercând să îl introduc, să zic așa, în această lume a NMG-ului, a noii medicinei germane, evident, fără să precizez mulți termeni și fără să exagerez cu noțiunile, l-am făcut să înțeleagă, sau am încercat cel puțin să înțeleagă, că aceste dureri vin în urma unei lupte, să zicem așa, ce se duce în interiorul lui între ceea ce el vrea și ceea ce el face. Și obiectivul meu a fost acela de a-l face să înțeleagă că anumite lucruri cărora nu ne putem sustrage, de exemplu școala, ar fi bine să ne orientăm pe partea care ne place acolo, pe ceea ce ne place și partea care nu ne place, aici fiind vorba despre aceste reguli care se presa foarte tare, să încercăm să o ignorăm sau să o luăm ca atare. Evident că discuțiile nu au fost două, trei, au fost multe. Am încercat să descoperim ce ar putea să-i mai placă la școală, care sunt motivele pentru care el poate fi mulțumit, fericit și în cadrul școlii, aparte aceste aspecte care îl deranjau foarte mult. A fost foarte, foarte surprinzător să vedem că eu pornisem la drum cu aceste suplimente dintr-un motiv și între timp am rezolvat un alt aspect care era foarte important la momentul respectiv și atunci a început și o mică introspecție a mea, ceea ce înseamnă aceste dureri la genunchi, auzind în jurul meu dureri de creștere.
evident că eu fiind o fire mai pragmatică, dureri de creștere nu mi-a sunat bine și atunci am început să cercetez, să caut, să mă informez și am realizat că la baza lor de fapt nu e creșterea, ci sunt conflictele pe care copiii noștri la vârsta școlară sau preșcolară se confruntă cu ele și atâta timp cât noi părinții le conștientizăm, este bine să le explicăm și lor că de fapt nu este nimic în neregulă cu ei, doar trec prin niște perioade de schimbare, prin niște perioade în care se întâlnesc cu situații în viața lor, care, dacă sunt gestionate așa cum trebuie, ei reușesc să le depășească fără a fi afectați atât la nivel emoțional cât și fizic, evident că dacă aceste dureri ar fi fost ignorate sau ar fi început frica mea și întrebările interioare, de ce, cum, ce se întâmplă și aș fi transmis-o lui, atunci lucrurile ar fi mers în altă direcție. În cum le-am administrat, ele fiind un picuț mai mare, aceste bombonele, să zicem așa, le-am tăiat în două, pentru că sunt mărișoare, le-am tăiat în două, confruntându-mă și cu Ana, mi-a povestit chiar că lui Antonio uneori le pisa și apoi le punea în suc sau în iaurt sau în alte gustări care copiilor plac, ulei de pește l-a luat cu lingurița, i-a plăcut foarte mult, având gust de portocală, i-a plăcut foarte mult, iar probioticele le-am praful din pliculețul respectiv, l-am dizolvat în apă și atunci i-a plăcut foarte mult gustul și l-a consumat fără probleme. Cam asta ar fi experiența mea cu Alexandru, așa îl cheamă pe băiețelul meu de 10 ani. Și am rămas foarte plăcut impresionată de aceste suplimente și au făcut treaba mai bine decât mă așteptam. În ceea ce privește celălalt aspect cu masa, acum îi respect foarte mult exigențele lui, îi gătesc doar ceea ce îi place, mi se pare și ok, acum ceva timp nu mi se părea, acum mi se pare ok, pentru că dacă mie îmi place o mâncare, nu înseamnă neapărat că trebuie să-i placă și lui și văd un aport de apetit în comparație cu timpul când noi eram într-un conflict, să zicem așa, permanent între mănâncă asta, nu, asta îmi place, asta nu, asta trebuie, asta este necesară dezvoltării tale. Cam atât. Mulțumim, Diana. Cu mare drag. Avem un protocol pentru copii, un blend nou, Rescuer. Așa cum v-am obișnuit, v-am atașat câteva detalii despre el, nu vom citi de pe slide-uri. Vrem să împărtășim cât mai multe experiențe în seara asta. Urmăriți exact protocolul care l-ați primit și să-l luați. Ce pot să vă spun despre el este că ajută foarte mult în ameliorarea disconfortului sau eventualelor dureri musculare sau în ceea ce privește sistemul osos. Aștept, eu personal chiar aștept cu nerăbdare un feedback din partea celor care au în săptămâna aceasta copii care folosesc acest blend în protocol și chiar sunt curioasă de cum s-a desfășurat săptămâna pentru cei mici. Așa cum spuneam mai devreme, aș vrea să vă povestesc puțin din felul în care vă puteți relaxa seara, dar nu numai. Depinde fiecare de job, de timpul care îl are, bineînțeles. Aveți pe slide-uri uleiurile care sunt recomandate, dar cum bine știți, nu doar acestea sunt recomandate.
Voi pune foarte mare accent pe sare. Cum ieri spunea Sorina, există sarea Epsom, care toată lumea o recomandă și când spun toată lumea, mă refer inclusiv la terapeuți, oameni din domeniul medical și nu numai. Este recunoscută, adică nu avem cum să negăm beneficiile care le are. Acum bine că dacă nu am sare Epsom, nu stau și intru în panică sau ceva. Eu personal ador sarea de murături, da, sarea aia grunjoasă, cenușie, așa gri. Și în cazul în care oboseala pune accentul pe noi după o zi de muncă sau așa, eu personal fac baie măcar la picioare. Și în sarea respectivă, dacă fac doar baia la picioare, eu pun cam o cană de sare, voi puteți pune jumătate dacă nu sunteți încă obișnuiți. În sarea respectivă mai întâi adaug uleiurile esențiale, ori lavandă sau lemongrass. Ce aveți în casă? Ce vă place vouă? Da? Sau ce aveți săptămâna asta în protocol? Și apoi sarea se pune în apă. Dacă fac baie cu întregul corp, eu personal pun în cadă 2 kg de sare. Acum eu sunt obișnuită deja, dar nu vă aruncați la 2 kg de sare dacă e prima dată sau dacă sunteți la început. Depinde și cum percepeți voi lucrul acesta. Eu am citit la un moment dat și apoi am vrut să verific cum suportă corpul meu, da? Despre faptul că noi în decursul zilei adunăm asupra noastră, pe lângă stres sau supărări sau ne mai enervăm la serviciu și așa mai departe, mai adunăm asupra noastră diverse, da? N-am diverse stări. Și atunci, nu știu de câtă lume a citit studiile fizicienilor români. În România sunt foarte mulți fizicieni care au scris nenumărate studii și au măsurat cu aparatura tot de români inventată despre nivelul energetic al unei persoane la final de zi și cum este persoana respectivă după o baie cu sare. Și practic sarea curăță câmpurile energetice, că aici vreau să ajung. Acum, e clar că dacă, de exemplu, cineva preferă lavanda, pe lângă faptul că va fi curățarea energetică făcută a corpului fizic, că vorbim de corpul fizic, va fi și relaxare, pentru că lavanda o știe toată lumea deja, că este foarte, foarte relaxantă. Eu am pus, de exemplu, într-o baie și portocală sau lămâie. Am mai spus și în alte prezentări că iubesc portocale, eu iubesc citricele de altfel. Pentru mine este un miros plăcut și ne-a explicat ieri Sorina și vă puteți întoarce oricând la prezentare pe grup să vedeți impactul uleiurilor esențiale prin miros. Da, este senzațional și nu poate fi negat pentru că este dovedit științific. Ce pot să vă zic? Vă doresc o relaxare plăcută, așa cum vi se potrivește vouă, fiecare să vadă exact ce îi place. Și vă așteptăm cu păreri sau cu întrebări pentru că suntem aici pentru voi. Mai departe o să intrăm în detalii, așa cum v-am promis ieri, despre produsele protocolului pentru adulți. Galina este alături de noi în seara asta. Scuze-mă, o completare la ceea ce tu ai spus, dacă tot ai vorbit despre sare, da. Despre uleiurile esențiale, menționez că mostră de 1 sau 2 mililitri, depinde fiecare cum a primit, însă în fiecare sunt 20 de picături de ulei esențial. Acea mostră poate fi folosită și cu această sare pe care voi ați menționat-o, în baie, pentru durerile osoase. Deci dacă vreți să observați exact beneficiile și cum anume evoluează starea din punct de vedere osos, eu recomand să puneți 4-5 picături din acelea de ulei esențial
în sare și să le puneți în cada cu apă. Și apoi chiar sunt curioasă să menționați și mie, să menționați și mie rezultatul. Asta am vrut să completez. Mulțumim tare mult, Simona. Mulțumesc. Eu chiar o să testez pentru bunicuța care o am lângă mine și vă dau un feedback mâine. Anca, eu aș vrea să precizăm, să te întreb pentru persoanele care nu au cadă, foarte multă lume are duș. Atunci ar fi indicat, din punctul tău de vedere, să și baia la picioare într-un bat, ar fi indicat așa, nu? Eu, pentru că sunt o persoană care fac baie destul de des chiar la picioare, din punctul meu de vedere este același efect. Acum că studiile care eu le-am citit fac referire la baia întregului corp, este una, dar acolo vorbim de un studiu științific despre energetica corpului. Noi discutăm acum de uleiuri esențiale, iar din tot ce am practicat eu, pentru că eu sunt cea care citește, face pe mine, da? Eu fac pe mine tot felul de testări, ca să zic așa, pentru că îmi asum, am simțit și am resimțit de fiecare dată același rezultat și vorbesc de uleiuri, de relaxare, de orice am avut eu nevoie, chiar și dacă am simțit la un dat că, nu știu, îmi curge nasul sau ar fi o răceală, mi-am pus mela în goardă în baia de picioare și n-am avut nimic până a doua zi. Adică este același efect. Din punctul meu de vedere, vorbesc din experiența personală. Deci, același lucru am testat și eu, fetelor, și cu un lighean, cum se spune la noi, da? Da. Efectiv, nu foarte mare, nu toată lumea, nu știu, ține în apartamente recipiente din astea foarte, foarte mari. Și pentru mine a fost în partea asta de... Pentru că el apare la durerile de oase, chiar de multe ori însoțită cu un reumatism, da? Și atunci, de multe ori, eu în recomandările mele am folosit baia asta chiar doar în lichian, cu sare și cu uleiuri esențiale, pentru a trece peste episodul ăsta de acut. Deci, din experiența mea, are exact același efect și dacă vorbim de o durere de mâini, putem pune mâinile, adică nu vă limitați, nu o să vă puneți părul acolo sau nu știu eu ce, da? Dar când vorbim de durerile cele mai frecvente, pentru că atunci când vorbim de oase, cel mai frecvent este picioare, mâini și coloană. Da, în partea de coloană folosiți pările la picioare, dacă aveți însă probleme și la mâini, puteți face foarte ușor și la mâini introducerea atunci când introduceți picioarele. Bun, continuăm mai departe cu Galina. Bună seara, Galina! Deci vreau un pic așa să explic câteva cuvinte numai ce înseamnă Deep Blue, deci sunt niște produse fenomenale. Deci este un complex de polifenol. Deci două expresii, ce înseamnă polifenol și catehene. Deci polifenol sunt niște antioxidanți. Da? Ce fac oxidanții respectiv? Deci au capacitatea de a scoate din organism radicale liberi. Da? Deci și are un secret foarte important. Ce face polifenolul? Deci previne tumorile și totodată procesele inflamatorii și patologiile cardiovasculare. Da? Deci de ce anume complexul polifenolic capsulele? Deci sunt foarte preferatele mele. Din ce motiv? Deci când s-a întâmplat așa o situație în familia mea personal, cu tăticul, da? Deci îmi zice medicul că, uite, din ficatul tatălui dumitale lucrează 40%, în rest nimic, deci este necesar o chirurgie, intervenție chirurgicală și atât. Zic, ok, facem analizele, deci am făcut analizele probele hepatice și alte analize și zic, deci ne vedem cu dumitale peste o lună jumate. Deci o lună jumate am luat Deep Blue, deci complexul capsulele, da, care a luat câte o pastilă de 4 ori pe zi. Dar tăticul în perioada aceea avea dureri peste tot. Nu puteam să-mi dau seama ce se întâmplă și cum se întâmplă. Studiind și ridicând toată informația, deci am înțeles că în afară de polifenol, deci complexul respectiv mai are și catehenile, da? Deci catehenile tot din grupa polifenolilor, numai că un pic altfel.
Și zic, tăticului, uite, noi mergem pe o cale foarte bună, le folosești așa cum îți zic eu. Punct. În afară de capsule, deci noi am folosit și crema. Deci crema este la fel, o substanță foarte, cum îi zic eu, o substanță foarte liniștitoare, deci totodată, în primul rând, și răcoritoare, deci îi ia și durerile. Și în afară de durere, deci are un complex întreg, hai să zic așa, de produse care le conține ca uleiurile, care citindu-le și analizindu-le de punere chimic, mi-am dat seama că eu sunt pe calea cea corectă și voi obține rezultate fenomenale. Vreau să specific aici că în afară de ficat, că avea o mulțime de, hai să zic așa, minusuri, deci aveam și o adenomă de prostată, incipient între gradul 1 și 2, la care chirurgul, iarăși urologul, îmi zice chirurgical și mergem la onco. Îi zic, ok, stai, te-ai oprit aici, eu fac ce fac și îți dăm un rezultat. Deci, în afară de capsule respective, deci noi am luat crema. Crema respectivă, deci tata avea și dureri. În dureri, deci am făcut complexul de morfină și Xanax. Deci în morfină este o, hai să zic așa, o rețetă standard care o folosim, da? Copaiba, oregano, marjoram și tămâia. Dar pentru mine, deci, este important în morfina respectivă, deci în complexul respectiv, analizăm care parte a corpului este afectată a pacientului dat. Deci la tăticul meu era partea inferioară, legat de sistemul urologic, urogenital, da, și adică rinichii și partea sexuală. La acest, să zic așa, blend de morfină, deci eu am adăugat încă și geranium. Am adăugat și câteva picături de crema de blue și chiar uleiul nostru, care avem blendul de blue, da, și am masat de 4-5 ori pe zi, chiar în jurul organelor genitale, spate, copcic, talpă. Au început după aceea să aibă niște dureri, tăticu, în partea occipitală. Deci în partea occipitală, deci noi am uns, iată, începând umeri, deci de la umăr și partea occipitală, am uns numai cu cremă. Deci am mers peste o lună jumătate, repetăm analizele și când facem analizele, hepatologul și, hai să zic așa, oncologul îmi zice, nu poate să fie, ceva este o greșeală. Ca să înțelegeți, în două zile am mers 4 laboratoare, deci într-o zi două și a doua zi două laboratoare, ca să convenim, să vedem, poate este o eroare în analize. Ficatul de la 40% lucra 95%. Adenoma a dispărut. Deci inflamațiile care le avea la genunchi au dispărut. Prostatita, deci, este practic în limitele normei. Deci mi-am dat eu așa întrebarea mie personal. Ce a făcut complexul de polifenol? Deci capsulele noastre minunate. Și am început a studia foarte mult literatură și mi-am dat seama că, deci, în capsule respective noi avem tămâia, deci noi avem curcumina, noi avem ghimbirul, noi avem ceaiul verde, avem rodia, semința de strugur, deci avem extractul de mentă, avem și celălalt de cum a stea de magneziu. Da? Și când am început a analiza fiecare în parte, deci mi-am dat seama că noi am parcurs pe o cale corectă, unde am avut rezultate fenomenale. Deci, în cazul dat. Am studiat crema, deci și mi-am dat seama că în crema dată, deci sunt uleiurile care, într-adevăr, sunt fenomenale și face niște lucruri minunate, care scoate de la nivel de celulă, cum zic eu, mitocondrii, toate, hai să zic așa, lucrurile acumulate, deci momentele acumulate de o viață întreagă, pentru care, în primul rând, este frica. Noi avem acolo pepermintul, da, în uleiul dat.
Deci ne-a scos la suprafață de lătătic cu frustrarea. Deci frustrarea a fost legată cu mai multe momente legate de faptul că, uite, am îmbătrânit, nu mai pot să-mi ajut nepoții, nu mai pot să-mi ajut copiii, nu mai pot să fac multe pe în jurul casei și așa mai departe. Da? Deci, pe plan emoțional, cel mai mult pe mine, foarte mult m-a bucurat când crema dată, deci noi avem osmantusul, care are un procent foarte mare de polifenol. Și eu la osmantus să-i zic, cheamă-mă în viața noastră, cheamă-mă și voi avea surprindere. Deci, în ce mod? Ce înseamnă asta? Deci, el scoate la suprafață niște lucruri pe care îți dă de înțeles cum ar fi Dumnezeu. Scoală-te și fă ceva, scoală-te și ridic-te și atunci ai să obții ceva bun în viață. Deci, în afară de osmantus, mai avem eucaliptul, da? Deci, care foarte mult a ajutat pentru partea superioară a corpului, partea respiratorie. Deci, el de câteva ori avea așa ca un fel de apnee, sinus dușa, sau cum mai apar la bărbați, sfăroitul, da? Deci, iată, s-a regulat și sistemul respirator. Deci, nu mai are sfăroitul cel așa, hai să zic, mai strășnicuț, mai complicat cum era. Deci, într-adevăr, am început să-l dau și pe piept cu cremă. Vreau să vă zic ceva dintre uleiurile cu morfină, da? Deci, niște rețete pe care le folosesc eu foarte des și foarte mult îmi place. De exemplu, dacă luăm ca de bază, deci copaiba, tămâia, eu mai adaug tot timpul vintegrinul și deplu uleiul care îl avem noi. Deci el foarte bine ajută în durerile articulare, artrit, artroză. Deci chiar cu 3 zile în urmă, duminică seara, mergând pe scări încălțată, pe, hai să zic așa, la tocuri înalte, am călcat pe o parte, mi-am fracturat, hai să zic așa, un ligament. Sigur s-a edemat cu hematom, soțul speriat, fuga, mergem la salvare. Deci ajungem acolo, zic, fac o rentgen să nu fie fractură. Deci nu este fractură, nimic strașnic. Și îmi zice, ca să-ți fie ok, îți punem un gips. Stai, nu îmi pune gips, stai că eu știu ce să fac. Și ajung acasă, mi-am făcut o compresă, iată, cu morfina respectivă, cu vintegrin, cu paiba, tămâia și de blu. Am mai adăugat o picătură de lemongras, am băut două capsule de polifenol, deci de blu, cum zic eu, polifenolul. Și ca să mă credeți, astăzi am mers pe tocuri la activitate. Vreau să zic că capsulele sunt categoric interzise copiilor. Deci nu încercați să le dați la copii până la 16 ani. Crema este ok, puteți să o folosiți. Dar capsulele nu este de dorit, dat copiilor. Foarte bun capsulele, deci se folosesc atunci cei care au, hai să zic așa, au avut un accident cerebral. Se recomandă de dat câte o capsulă de 5 ori pe zi. Capsula se recomandă de dat cei care au dificultăți cardiovasculare, deci au afecțiunea miocardului. Da? Cei care au chiar și diabet zaharat și care au și cancer. Deci dacă mă refer la cancerul de prostată, deci cancerul de colon, cancerul de ficat, hai să zic așa, sistemul gastrointestinal. Deci el foarte bine, foarte bine merge, capsulele. Dacă din caz de ceva nu este crema, deci puteți să folosiți în dureri și chiar blendul de foarte bine ajută, dar împreună cu blendul de morfină. Deci cam asta am vrut să zic ceea ce folosesc eu foarte des, da? Capsulele cu deblu, crema și chiar blendul. Aș vrea să vă mai zic o rețetă cu morfină. Dar se aude sau eu numai eu vorbesc? Te ascultăm, Galina. Da. Se aude. Da, deci în morfină, da? Chiar recent a făcut o, hai să zic așa, o compresă. Deci, apropo,
atunci când folosim crema de blu sau blendul de blu, să nu vă fie frică să folosiți ca scop de cataplasmă, să folosiți ca compresă, deci ca cataplasmă. Cum se face? Cum fac eu ca de obicei? Deci eu o bucățică de tifon, da? Deci care îl ung bine cu crema, da? Deasupra presor câteva picături chiar din blendul complex, cum zic eu, blendul de blu. Îl pun la locul care, dar până îl pun la locul care este, deci eu un pic apă caldă ca să masez locul respectiv să fie încălzit, pun ceva, un termofor să încălzească locul și după aceea eu tifonul cu crema înfășor, pun o peliculă alimentară și învălesc și după aia pun într-un cearșaf gros de lăniță. Ca cataplasmă. Ca compresă. Ca de obicei ce fac? Cei care nu au cadă, deci eu le recomand să-și pună dușul, să lucrez cu apa călduță, chiar fierbinte, 50 de grade, să-și pui difuzorul. În difuzor să pui 7 picături din blendul de blu, aproape de curgerea apei și să stea vreo 10 minute, maxim 15, nu mai mult. Da? Atunci când stați la duș cu picioarele în apă, tot aș recomanda până a face duș, a vă vări în suportul ăsta jos de la duș, să masați tălpele cu un pic de cremă de blu. Da? Și vă aplicați, stați în duș. După ce ați ieșit din duș, puteți să aplicați compresele calde la locul care este afectat. Deci acolo unde vă doare, fie genunchii, fie pe talpă, fie lănchituri la mâini, fie chiar și de făcut o compresă, hai să zic așa, pe coloana vertebrală. Dar vreau să vă dau o rețetă de morfină împreună, cum îi zic eu, morfină Xanax, care foarte mult l-a ajutat pe ticul meu când a făcut o fractură recent, deci câteva luni în urmă, la picior. Ce am făcut eu? Am pus 10 picături de vintegrin, am pus 20 picături de copaibă, am pus lemongras 10, am pus de blu blendul 30, din rețeta de Xanax 20 picături de Serenity, 20 picături vetiver și 20 picături de balance. Din Xanax, deci total spremește 60, am luat numai 30 picături și l-am adăugat în rețeta de morfină. Restul, deci am pus 15 ml de ulei de germin de grâu și am masat din oră în oră locul cel care era traumat, afectat, deci la tăticul meu. Deci s-a primit că el seara a căzut, a fost edemat tare piciorul, dimineața când s-a sculat, deci nu era edem, era numai hematom. Până seara, a doua zi, deja au început să calce pe picior. Mulțumim tare mult, Galina. Întreabă cineva dacă poți lăsa rețeta în comentarii. Da, nicio problemă, eu vă răs rețeta. Mulțumim tare mult. Și mai este o întrebare, în momentul în care se prepară cataplasma respectivă, la cât timp se schimbă sau câte ori stăm cu ea? Sau... Cataplasma când o... Deci este cataplasma și este compresa. Deci compresa o lăsați 4 ore, nu mai mult de 4 ore. Cataplasma atunci dacă este afectat, o afecțiune, hai să zic, o durere mai problematică, o schimbați din oră în oră. Dacă nu, atunci o lăsați pentru 2 ore. Și facem asta o zi, două? Că din ce spui tu, a doua zi ar trebui chiar să fie ok, bine, contează. Da, a doua zi ar fi ok. Deci atunci când este cum e, ca de exemplu, tăticul meu, s-a întâmplat seara la ora 6, deci eu până la 12 îi făceam din jumătate în jumătate oră, îi măsam chiar cu mâna cremă. Deci după aia i-am pus compresa pe noapte, dimineața am scos. Și a doua zi a călcat. Deci iarăși, eu se recomandă de făcut în oră în oră. Faptul că eu un pic așa eram mai emoționat, retrăiam mama, sora, nepoții pe jur. Deci eu, ca să-l scot mai repede din impas, i-am făcut în jumătate de oră. Am înțeles. Mulțumim tare, tare mult. Cu drag. Dacă aveți întrebări, eu vă răspund. Ne dorim rețeta care e spusă mai devreme. Vreau să vă mai zic că chiar acum recent, deci capsule de blu, deci le folosește mămica
la o colegă de mea, deci ea este plecată din psihotare în Alzheimer. Are deja o lună jumătate de când le folosește și mi-a zis că are niște plusuri, deci la mămica se văd. Deci puteți să le încercați și voi, dacă are cineva o dificultate. Dar cel mai mult, vă zic că el foarte bine merge în cancer, în special gastrointestinal, urogenital, capsule de diplu. Eu le-am practicat pe tăticu, deci fiind cu adenomă, colegă de mea, deci o pacientă am, care anul trecut le-a folosit 3 luni de zile cu cancer avea pe ovar. Câte pe zi, Galina, nu te supăra? Nu mă supăr. Deci atunci când este cancer, eu vă zic din start. Asta este schema mea. Deci este, hai să zic că a fost riscul meu. Deci la tăticu eu am folosit de 5 ori pe zi, da, capsula. Colega mea care cu cancer pe ovar, deci le-a folosit de 7 ori, sincer. Deci a folosit 7 ori, chiar acum ridic și agenda mea. Așa, Mirela le-a folosit 7 ori timp de 21 de zile, cu întrerupe 7 zile, apoi a mers 5 ori pe zi. În cancer pe pe ovar. Pe mine mă interesează pe partea de gastro. Pe partea de gastro, deci gastro o mers de 6 ori. Deci primele 21 de zile, după aia a mers 21 de zile și acum e de 3 ori. Și, de exemplu, eu mai practic câte 2 capsule de 2 ori pe zi pentru că nu reușesc să îl prind acasă. Este ok. Este ok. Chiar poți să le... Deci vreau să vă zic un singur lucru, mi-am amintit acum. Deci atunci când este ulcer, eu am avut anul trecut ulcer o fetiță în luna august, ulcer stomacal și duodenal. Deci stomacal era de 0,35 și duodenal, deci undeva câteva milimetri, la care era subt, deci planificat chirurgical. Deci ea a mers câte 2 capsule de 4 ori pe zi. Și este bine, deci la 2 zile, timp de o lună, nu mai fost nimic. Deci pentru stomac, deci a mers undeva a 3-a lună, dar eu rămas un cicatriciu. Acum noi am făcut un blend anti-inflamator și antiabsorbant pentru, deci masem pe burtă și pe spate, facem simfonii ca să nu fie și cicatricile celea, că din când în când mai singerează. Eu recomand ca profilactică, sincer, să meargă pe capsule de blue, în special partea masculină. Ar fi bine de făcut odată în an, profilactică 21 de zile, câte o capsulă dimineață, o capsulă seară. Eu acum o practic, o dau soțului. Deci la copii nu copii încă mici, la copii, de facto, la băieți, bărbați, hai să zic, bărbăței, ar fi bine după 18 ani. Dar la partea noastră iubită, deci eu recomand să fie dimineața și seara 21 de zile, macro dată în an, ca profilactică pentru organele genitale. Bună seara, Galina! Vreau să te întreb și eu ceva. Da. Am o prietenă care de la o poliradiculă, are o paralizie de la jumătate în jos. O putem ajuta cu ceva? Da. Noi o putem ajuta chiar și cu capsule, cu Deep Blue, cu simfonii și cu uleiuri. De la jumătate în jos, deci ar fi bine... De la o poliartrită reumatoidă a plecat totul. Da. Da, dar de la jumătate în jos, deci mă interesează care concret, deci sigur, care partea coloanei, lombar, toracal, deci care... Lombară. 5, 4, 3, deci foarte mult joacă, deci anumite momente. Dacă nu. Ne referim la NMG. Nu știu să-ți spun exact de la care vertebră pleacă totul. Dar e lombară, da? Da, lombară, mai mult sacrală, lombară spre sacrală.
Așa. Deci nu mai s-o întrebați dumneavoastră dacă, deci, hai să zic așa, coxul femural. Da. Dacă nu are dureri, nu a avut scârțâit, da? Și dacă nu are în partea asta la bazin, febră. Are dureri în partea de jos. Are dureri. Da, partea de jos, dar mă refer chiar și, iată, cum vine bazinul, cum vine femurul. Da, da, da. Dacă nu are acolo dureri, ce fel de dureri, cum sunt localizate și dacă are febră. Febră nu mi-a spus că are. Deci febră poate fi în ce mod? Să fie 36 și 9, 37, când punem mâna pe bazin, deci să fie călduță sau fierbințică sau de felul ăsta, da? Da, am înțeles, am înțeles. Ce fel de tip de dureri? Deci sunt înțepătoare, sunt de astea care așa foarte mult borocanoase, deci cum le zic eu, în continuu dureroase, insuportabile sau sunt așa rozătoare, deci iarăși sunt niște momente pe care poți să le dai anumite uleiuri. Am înțeles. Ei, am să te contactez eu pe tine ca să putem... Nicio problemă, puteți mă contactați. Mulțumesc, Galina. Dar să înceapă chiar cu capsulele și cu crema. Și cam câte capsule pe zi ar trebui? Eu i-aș recomanda să iei măcar de 5 ori pe zi câte o capsulă. Am înțeles. Dar dacă primește pastile, ceva, tratament, deci între capsulă și pastile, minim o oră jumate. Are și tratament medicamentos. Așa. Și după masă, peste o oră jumate, după masă. Deci o oră jumătate. Am înțeles. Mulțumesc. Se ia cu chefir, deci, sau cum zicem noi, chișleac de casă sau lapte de capră. Am înțeles. Da. Mulțumesc, Galina. Cu drag. Apropo, iarăși mi-am amintit. Eu am foarte multe, pur și simplu, în cap și așa m-am străduit mai scucind. Oricum ne-ai acaparat că suntem deja și mai curioși de ceea ce știi. Și acum în agenda mea mă uit și iată agenda și stai că mi-a făcut așa o notiță, o fetiță de-a mea anul trecut avea 120 de kilograme. Și permanent avea dureri. Și zic, băi, tu ai dureri, dar hai să mergem pe o altă etapă. I-am făcut o așa, o, hai să zic, anumită schemă. Și zic, uite, iei deci, capsule pentru care le avem noi la Dotera pentru slăbit, dar totodată ieși de Blue. Mi-amintesc acum de colega asta mea și îmi zice, Galina, zici că eu capsule metabolice nu le pot bec, mă doare tare stomacul, ok, scoate-le, aruncă-le, ieși și bea de Blue. Ca să înțelegeți, în 2 luni de zile a dat 10 kg jos. Eu mi-a făcut concluzia că putem să le folosim și pentru a ne face noi așa frumușele ca degetica. Câte capsule a luat de Blue pe zi? 4 capsule pe zi. Pentru cât timp? 3 luni. 4 capsule pe zi pentru 3 luni. Și spui că nu a putut să le ia pe celelalte de slăbit. Nu a putut să le ia, deci avea dureri foarte enorme. Eu, de fapt, după aia am depistat care a fost cauza că nu le-a folosit, dar am luat ulei după aceea și am folosit, deci metabolic, am folosit noi, pur și simplu, pe burtă, locurile astea mai dificile a ei, care era cu, hai să zic așa, cum zic eu, cu slăninică. Dar de Blue a luat și ea mi-a zis, tu știi că eu simt că ele îmi fac efectul. Da, dacă vă uitați, deci în componența capsulei intră cucurmina, tămâia, ghimbirul, frunza de ceai, rodia, semința de struguri, da? Da, da. Deci, și cu atât mai mult că deci ele sunt polifenole și catehinile, dar ce fac? Scot radicalii liberi din organismul nostru. Ceea ce face radicalul distruge membrana mitocondriilor, celulilor, da, eu distruge. Deci nu-i de voie să funcționeze ok. Deci o îngrașă, hai să zic așa, mai prescurtat. Deci ele ce fac? O scoate și zice, hai, du-te tu de aici frumos afară, te ajut și te duc chiar și cu Sania. Mulțumim tare mult, Galina. Puteți să încercați. Eu le-am folosit și am dat 3 kg, dar ok, am mai ținut și dieta, am mai făcut și multe alte lucruri care mi-au dus efect. Dar vă zic că putem să le folosim. Ce înseamnă asta? Cu 4 căcuțe. Explică-mi.
Mulțumim! Cu drag! Dacă mai aveți întrebări, deci vă zic de practica mea. Foarte mult îmi place blendul de blue. Da? Ce fac eu? Hai să vă zic așa un secret. Am o activitate mai așa mai dificilă, mai complicat, hai să zic eu, fiindcă permanentă stresată și nervată. Și câteodată vin de la serviciu toată, mă tremur, am dureri de cap. Tot timpul am tămâie și am diblu cu mine. Și îmi pune atât ce-mi crește. Ies de la serviciu, îmi pun 2-3 picături și chiar îl masez, da? Și după ceafă aici îl masez. Deci, în primul rând, momentan îmi e durerea și totodată parcă am impresia că cineva mă împinge din urmă, am energie, deci eu mă calmez. Și momentan îmi schimb dispoziția, deci devin parcă mai veselă, mai așa, nu știu cum, parcă fac aripioare. Și zic eu într-o seară, hai să analizez eu ce este blendul ăsta de blue. Deci când mă uit în el, este ylang-ul. Că e uleiul preferat al meu, iubitul meu. Și osmantusul. Deci, atunci când la activitate sunteți tensionați, aveți dureri de cap, chiar se ridică tensiunea, hipertensiune, da, că de obicei apare, v-aș sugera să încercați, să vedeți. Câte picături pui în creștetul capului? Două. Chiar două. Așa, da, două le pun. Deci îmi place, fiindcă eu îi zic așa tot timpul la Deep Blue, că deci ăsta e un, hai să zic așa, un blend care îmi lasă mintea să fie clară, da, adunată, da, și sunt calmă. Deci o minte adunată. Colegii mei deja, avocații mei, zic, băi, tu ai uleiul acela care îți mintea, ți-ai calmă, îți cam, hai dă-mi și nouă câte unul. Dar mai pun și în difuzor. Încă o dată în plus, să observăm cât sunt de versatile uleiurile și cum acționează și la nivel emoțional. Iar la Deep Blue chiar nu mă așteptam, abia aștept să văd și eu efectul pe corpul meu. Mulțumesc! Nu, eu îl folosesc foarte mult. Eu chiar blendul, deci blendul, uleiul, cel de 5 ml, îl folosesc des pe copii. Când vin de la activitate, mă rog, la serviciu, oi serviciu de la lecții, deci câteodată mai iau dureri de cap și eu după ceafă și le pun o picătură. Nu le pun mai mult, că e concentrat, le pun o picătură aici și una după ceafă și îi masez ușor. Dar întâi eu tot timpul îi masez cu ulei de germen de grâu. Ce înseamnă ulei de germen de grâu? Deci dădător de viață, curățare, da? Deci hai să zic așa cum îi zic eu, seninitate. Și pentru copii, deci este ulei numărul 1. Care este fracționat la rece de germen de grâu. Și tot timpul pun ulei respectiv cu ulei de blue pentru dureri. Unul din copiii mei practic avea, hai să zic așa, în fiecare zi dureri, deci din cauza unei profesoare, care noi aveam niște dificultăți, și noi am folosit 21 de zile. Ca să, sincer să mă credeți, noi deja din 2019, din primăvară, din 2019, luna martie, copilul meu nu mai are dureri de cap, doar de, hai să zic așa, o alergat, o făcut sport, bicicletă, noi facem două tipuri de sport, da? Poate undeva ceva s-o mai lovit sau de genul ăsta, sau poate nu doarme de ajuns atunci. Dar să aibă durerea cum el avea și noi foloseam, deci, migu, 3-4 pastile pe zi, noi nu mai folosim absolut nimic. Din 2019 nicio pastilă de dureri pentru copii. Ce să-mi mai amintesc eu? Ceva să mai zic. Cel mai bine, deci, vă recomand să-l folosiți capsule Alzheimer, cancer, dureri, gastrointestinal, chiar din stres, când deci, sunteți stresați, deci, sunteți așa frustrați, aveți furie, aveți așa, deci, o dorință, parcă ați vrea pe cineva să-l loviți, să-l trăsniți, da? Deci, folosiți capsula de bloc, momentan vă calmați. Deci asta vă zic pe mine, eu am practicat, eu am făcut și este ok. De tot fiindcă în capsulă de blood, ce este acolo? Și camfora, da? Chiar și în cremă camfora este la fel. Mulțumim tare mult, Galina. Cu drag. Mulțumim tuturor din seara asta. Ana, vrei să mai adaugi câteva cuvinte? Eu îmi exprim recunoștința profundă pentru fiecare dintre voi care faceți toată treaba grea și vă mulțumesc foarte frumos încă o dată și încă o dată și încă o dată.